Mai spun și eu odată din toată inima, împreună cu întreaga adunare, pentru dimineața aceasta de mare har, pentru ajungerea noastră cu bine în locul acesta, pentru lucrarea care s-a făcut prin durarea Domnului până aici și pentru lucrarea care ne stă înainte, având în vedere că nu este meritul și nu este vrednicia niciunia dintre noi, mai spun și eu odată și încă o dată cu întreaga adunare și din toată inima, slăvit să fie Domnul. Amin. Cuvântul Domnului pentru dimineața aceasta, un cuvânt care îmi doresc să ajungă la fiecare inimă și să rămână în fiecare inimă în toată umblarea și în toată alergarea noastră pe pământul acesta, Evrei, capitolul 13, versetul cu numărul 5, care nu este doar un îndemn important, nu este doar o învățătură importantă, este o poruncă dumnezeiască. Și cuvântul Domnului spune așa: să nu fiți iubitori de bani, mulțumiți-vă cu ce aveți, căci El însuși a zis: nici de cum n-am să te las, cu niciun chip nu te voi părăsi. Amin. Amin. Să luăm loc și să ascultăm cu lor aminte cuvântul Domnului. În psalmul cu numărul 9, un psalm pe care patriarhul David l-a făcut la moartea unuia din fiii lui, începe și zice: voi lăuda pe Domnul din toată inima. Și versetul cu numărul 10 zice: cei ce cunosc numele Tău se încred în Tine, căci Tu nu părăsești pe cei ce Te caută, Doamne. Amin. Nici în pandemia care a fost și nici în pandemiile care vor veni. Nu ne încredem în oameni, nu ne încredem în noi înșine. Nu ne încredem în oameni cu nume și renume din biserică sau din afara bisericii. Nu ne încredem în organizații religioase, politice, sociale, culturale, filozofice sau altele de felul acesta. Nu ne încredem în Organizația Națiunilor Unite, care nu unește, ci dezbină națiunile. Nu ne încredem nici în Organizația Mondială a Sănătății, care este Organizația Mondială contra Sănătății, ci ne încredem în Cel care ne-a lăsat darul binecuvântat de poruncă și de încurajare, înainte să pătimească și să se răsignească pentru noi și pentru lumea întreagă. Să nu vi se tulbure inima, aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. Mă bucur și eu din toată inima să ne vedem iarăși fețele după o vreme. În țara aceasta mare cât un continent, care are probleme mai mari decât cele mai mari probleme care sunt în lumea întreagă de la un capăt la celălalt, în țara aceasta care stă pe un butoi imens plin cu pulvere, butoi care poate să explodeze în orice ce clip. Și într-o vreme în care lumea întreagă stă pe un butoi plin cu pulbere, butoi care poate exploda în orice ce clipă, într-o vreme în care ne putem duce seara la culcare și lumea să fie într-un fel și dimineața când ne trezim să fie cu totul și cu totul altfel. Mă bucur și eu din toată inima să mă reîntâlnesc cu preiubitul nostru frate Nicu. Un mare har, un mare dar și o mare binecuvântare. Și mai am o altă mare bucurie, este și băiatul meu Enoch împreună cu noi la închinare. Ridică-te să te vadă frații, să te vadă surorile, neapărat și tinerii. Câteva vreme nu a avut o experiență deosebită întoarcerea la Domnul. Și de câteva luni este nu departe de locul acesta, la un institut, la o școală biblică. Părinții lui îmi sunt foarte, foarte apropiați, dar el nu este doar băiatul părinților lui, că este neapărat și al meu. Și când o să-l mai poftiți la adunare ca să depună mărturie cu privire la felul minunat în care Domnul s-a îndurat de inima lui, o să înțelegeți mai bine ce vreau să spun prin aceasta. Îl puteți purta pe brațe de rugăciune pentru anii care s-au înainte în această luptă, școală și formare foarte importantă. De multe ori școlile astea teologice nu-i formează, că îi deformează.
nu sunt binecuvântare, ci mai degrabă blesem, cum se spunea și mai devreme. Dacă nu avem un bun discernământ și dacă nu avem darul acela care se numește darul deosebirii duhurilor, puteți să-l sprijiniți și altcumva. Eu nu mă supăr dacă vor fi aici în adunare unii care îl vor adopta. Cât să ai aici, am vrea să îngrijim de nevoile tale de un fel sau de un alt. Eram într-o adunare mai mulți ani în urmă, tot aici în America, dar nu este nicio deosebire, că vorbește America, de România, Europa Occidentală, ai noștri în Basarabia sau Republica Moldova sau oriunde altundeva în lume. Și în spatele meu, pe perete, era un înscris din Biblie. Și înscrisul acela spunea așa: sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice ce păcat. Și eu am întrebat: credeți ce spune cuvântul scris pe peretele din spatele meu? Și toți au spus: da, credem. Și credeți că este adevărat? Credem că este adevărat. Și eu am spus: eu nu cred că este adevărat. Pentru că între cuvântul Domnului spune: dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este în lumină, și sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice ce păcat. Jumătate de adevăr este mai primejdios decât o minciună întreagă. Și trebuie să fim cu foarte mare băgare de seamă, nu la cuvântul Domnului, ci la tot cuvântul Domnului. Meditam în această dimineață prin harul Domnului la această excepțională încurajare sau avertizare: cine ne socotește cuvântul Domnului se pierde. Poți să vii la adunare, să citești cuvântul Domnului, să predici cuvântul Domnului, să asculți predici de un fel sau de un altul și prin internetul acesta am lași în aceasta fără de fund și fără de cap. Una e una și alta e alta. Cine ne socotește cuvântul Domnului se pierde. Și în Scriptura pe care am citit-o, dacă ar fi să vină cineva și să spună: iată ce promisiune minunată, o promisiune pe care nu o face un om, ci o face Dumnezeu însuși. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chef n-am să te părăsesc, să nu crezi. Cuvântul acesta sau promisiunea aceasta nu este pentru oricine, este doar pentru cei care nu sunt iubitori de bani și pentru cei care sunt mulțumiți și mulțumitori cu ceea ce au. Și cu ceea ce au înseamnă cu tot ceea ce ai, cu tot ceea ce am și cu tot ceea ce avem. Fie că sunt lucruri de un fel, fie că sunt lucruri de un alt fel. Dragostea de bani sau iubirea de bani e rădăcina tuturor relelor și închinare la idoli. Prăpăd în absolut toate domeniile și prăpăd când este vorba despre iubirea de bani pentru orice om, de orice vârstă, de orice rang, culoarea pielii sau limba pe care o grești. Medicii mint și omoară la oameni cu nemiluita iubitori de bani. Politicieni angajează milioane de oameni în fel și fel de războaie devastatoare, iubitori de bani, industria de armament, industria farmaceutică, unde scrie în cartea Apocalipsa despre vrăjitorie, cuvântul în original este farmacheo și așa mai departe. Iubitor de bani și iarăși iubitor de bani. În familie măcel și prăpăd din pricina iubirii de bani. Nevasta nu este niciodată mulțumită cu cât îi aduce bărbatul. Îl insultă, îl compară ba cu unul, ba cu celălalt, câte și mai câte la fel copiii, fel și fel, fel și fel, fel și fel. Iubirea de bani și dragostea de bani, rădăcina tuturor relelor și închinare la idoli. Acum nu este greșit să ai bani. Noi toți avem nevoie de bani pentru una sau pentru alta. Dacă ar fi după mine, ai noștri să aibă tot aurul și toți banii din lume. Primejdia mare este atunci când ne iau banii pe noi și când ne venim dependență de bani, 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 bani și iarăși bani. În inimă să nu fie loc de bani.
Nu iubiți lumea și nici lucrurile din ea. Avem nevoie de lume și avem nevoie de lucrurile din lume, dar să nu iubim lumea și nici lucrurile din ea, să nu ne legăm inima de lucrurile acestea, care deși și-au importanța lor uneori mari, este o importanță vremelnică, este o importanță trecătoare. Într-o împrejurare din calea afară, de sugestivă sau de semnificativă, Domnul Iisus ne-a lăsat porunca aceasta, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani. Căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Și am întrebat, Doamne, ce înseamnă orice fel de lăcomie de bani? Sunt mai multe lăcomii de bani? Și Domnul a zis, da, sunt oameni care au bani mulți și se gândesc zi și noapte la bani, bani, bani. Și sunt alții care n-au bani și se gândesc tot așa, zi și noapte la bani, bani și iarăși bani. Vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul avuției lui. Nu fiți iubitori de bani. Și toată adunarea ar trebui să spună împreună cu mine, amin, amin. Și mulțumiți-vă cu ce aveți. Și iarăși toată adunarea să spună împreună cu mine, dar din toată inima, amin, 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 și lăuda să fie Domn. Nemulțumitorii, cârtitorii, oameni care comentează într-una și într-una, nu moșenesc această realitate extrasenzorială care se numește împărăția cerurilor, cea veșnică și nestricăcioasă. Când mă întreabă pe mine cineva, dar de ce trebuie eu să mă pocăiesc? Singurul răspuns la această întrebare, hai să-i spun esențială sau cardinală, este următor. Fără Iisus, ești pierdut și pe pământ și ești pierdut și în veșnicie. Când trăiești o viață plină de mulțumire și în slujba celorlalți, asta te păstrează tânăr până la bătrânețe, plin de suc și verde. Și întinerești iarăși ca vulturul. Când trăiești o viață plină de văicăreli, de nemulțumire, de cărteli, de comentarii, asta te îmbolnăvește, te îmbătrânește înainte de vreme și îți grăbește moartea. Cheia pentru o viață fericită este să fii mulțumit. Cheia pentru o familie fericită este să fii mulțumit. Cheia pentru o biserică fericită este să fii mulțumit și așa mai departe. Cel mai mare dar pe care îl putem da celor din jur, să fii mulțumiți. Cel mai mare dar pe care îl poți da copiilor, să fii mulțumit, soției, soțului, în biserică, în afară, în mijlocul semenilor și așa mai departe. Cine cârtește, cine comentează, cine bombăne, cine se frământă, cine se îngrijorează, slujește mamonei și nu lui Dumnezeu. Și ziua aceasta de mare sărbătoare să fie o zi de adevărată sărbătoare. Și dacă suntem iubitori de bani și dacă suntem nemulțumiți și nemulțumitori cu ceea ce avem, ne putem pocăi în sac și în cenușă, ne putem întoarce în graba mare la Domnul, putem intra pe calea singura care mântuiește, ne putem întoarce la El, Creatorul celor văzute și nevăzute, în felul acesta, la înaltele noastre obârșii divine și putem intra în împărăția Lui și de aici mai departe putem experimenta împărăția Lui și valorile Lui, altă cultură, alte principii și altă realitate. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, că cel însuși a zis și vine această minunată și mult binecuvântată promisiune. Nici de cum n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Cel mai important lucru pentru noi este să ne pregătim mereu și mereu pentru evenimentele foarte însemnate care ne sau înainte și în felul acesta cel mai important lucru pentru noi este să ne pregătim
de întâlnirea cu Domnul. Întâlnirea cu Domnul care va însemna, cum spunea preiubitul frate Nicu, fie binecuvântare, fie blestem, fie vino, fie dute. Înaintea lui totul este gol și descoperit. Și el nu se uită la înfățișarea noastră, ci se uită la inima noastră. Și în ziua aceea mare, minunată, mult binecuvântată și înfricoșată, el, judecătorul cel drept, va spune doar unul din cele două cuvinte posibile în dreptul fiecărui om și în dreptul fiecăruia dintre noi. Vino sau du-te. Și de cuvântul acela va depinde locul în care ne vom petrece veșnicia. Cine ne socotește cuvântul Domnului se pierde. Iisuse, Fiul lui David, ai milă de noi. Ce mare cuvânt, ce mare dar, ce mare har și ce mare binecuvântare. Creștini nu suntem dacă venim la adunare, predicăm, cântăm, spunem poezii, facem milosenie, punem la colectă, dăm partea Domnului și altele de felul acesta. Creștini suntem dacă aparținem cu adevărat Domnului, noi suntem în El, El este în noi, și dacă îl urmăm pe El și pe toți cei care i-au călcat pe urmele binecuvântate, urmele însângerate, urmele lepădării de sine și jertfirii de sine pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea lumii. Cine are inima mulțumită, spune că are un ospăț necurmat. Un ospăț de extraordinară binecuvântare și de pace și de bucurii sfinte și de înțelepciune și de har și de mânghiere și de îmbărbătare și de încurajare și de credincioșie și de îndelungă răbdare și de dragoste și de blândețe și de înfrânare a poftelor, dar este un ospăț necurmat și prin faptul că astfel de oameni sunt doriți. Astfel de oameni, orice cine își dorește, să cultive, să-i aibă prieteni și să-i aibă în apropiere, ca să aibă cu cine să se încurajeze, să se îmbărbăteze pe drumul acesta spre Ierusalimul de sus, prin pustia vieții, astăzi când grozăviile sunt nemaipomenite în lume și în biserică deopotrivă, când și în biserici, din diferite motive, oamenii prinși va cu una, va cu altă, cad de oboseală în inimile lor, de multe ori deprimați, descurajați și chiar disperați cu depresie și câte și mai câte. Să nu fie mulțumirea doar pe buze, ci să fie o realitate care locuiește și care domnește în inimile și în viețile noastre. Altfel știți cuvântul Domnului care zice, poporul acesta mă cinsește cu buzele, dar inima lui este departe de mine. Unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Peste tot comoara noastră să fie Iisus, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat și Mântuitorul care mântuiește și astăzi din chipul cel mai minunat cu putință. Eram într-o biserică, mai mulți ani în urmă la București și pastorul se ridică înainte să începem adunarea și spune fraților, surorilor și voi tineri și copii, eu vă văd trupurile în adunare. Mă bucur, mulțumesc Domnului pentru harul acest, dar vreau să pun o întrebare mai importantă decât ceea ce văd ochii mei, trupurile voastre în adunare. Ați adus și inimile împreună cu voi la casa Domnului pentru închinare, că putem să stăm în adunare pe scaun cu trupul și inima să fie temir unde. Să nu fiți iubitori de bani. Mulțumiți-vă cu ce aveți, că și El însuși a zis, nici de cum n-am să te las și cu niciun chip n-am să te părăsesc. S-a vorbit, dacă s-a fost cu luare minte, despre cei care de-a lungul miilor de ani au slujit Domnului cu toată bucuria în orice împrejurare de viață. Și s-a spus și despre cei care au fost prin închisori. Au fost în închisori și au socotit lucrul acesta ca un mare dar și ca un mare binecuvântare, au ieșit din închisori, din care afară de întăriți și avem atâtea poezii, avem atâtea cântări și învățături, una mai scumpă decât cealaltă. Vă dau sfat și poruncă tuturor deopotrivă să citiți mai cu seamă acum, înainte să vină și peste noi
marele dar de binecuvântare și lagăre de concentrare și închisori și spitale de psihiatrie și decapitări și altele de felul acesta, să citiți cărți scrise de cei care au fost în închisoare, fie în fosta Uniune Sovietică, unde în vremea comunismului, prin Duhul Domnului s-a dezvoltat o biserică subterană, poate unică în felul ei în istoria milenară sau multimilenară a bisericii, sau în România și așa mai departe. Spune fratele acesta, Traian Dors, care a stat în închisoare aproape 18 ani, zice, lacrim, lacrim, coja mare, cu așa de dulce miez, toată lumea vă blesteamă, eu vă binecuvântez, mare lucru, lacrimile, mare lucru. Și de bucurie, dar și când sunt dureri mari, aduc o mângâiere, aduc o înviorare, aduc o vindecare, o eliberare și așa mai departe. În urmă cu 15 ani și jumătate, frumoasa mea nevastă, printr-un accident de automobil în centrul Bucureștiului, a plecat dintr-o dată de pe pământ. Eu am primit vestea după vreo 10 ore și când am primit vestea pe care am primit-o, m-am plecat pe genunchi și plângând. I-am spus Domnului, Doamne, Stăpâni, îți mulțumesc din toată inima și pentru încercarea aceasta și nu voi spune alt cuvânt decât cuvântul pe care ni l-ai lăsat prin robul tău și fratele nostru Iov. Domnul a dat, Domnul a luat, fie numele Domnului binecuvântat. Și iarăși plângând în hohote, i-am spus, n-am înmormântat pe nimeni din familie, te rog să-mi dai înțelepciune, putere și să mă călăuzești pas cu pas ca să se facă și lucrarea aceasta pentru slava și pentru gloria numelui tău. Accidentul acesta de automobil s-a săvârșit 2 săptămâni după ce la Ateneul Român din București, în 24 martie 2009, ne-am îndeplinit datoria Scripturii care zice, tot aici în capitolul 13 Evrei, aduceți-vă aminte de mai marii voștri care v-au vestit cuvântul lui Dumnezeu, urtați-vă la sfârșitul felurilor de viețuire și urmați-le credin. Am avut la București centenarul Richard Wurmbrand. Mihai Wurmbrand, băiatul pastorului Wurmbrand, a aflat înaintea mea despre cele întâmplate și el a trimis în toată planeta vestea că securitatea a asasinat-o pe soția mea în urma evenimentului cu o mărturie extrem de puternică de la Ateneul Român, ca să se răzbune, ca așa procedează ei, lovesc mereu și mereu în ce este mai drag. Și când m-au întrebat la televiziune, drept este că securitatea ți-a asasinat soția, eu am spus, nu știu ce securitate, ce nesecuritate, eu știu cuvântul care zice, niciun fir de păr din cap nu ne cade fără șirea Domnului. Dar ce ai putea să ne spui despre cel care ți-a omorât nevasta în accidentul acesta de automobil? Și am răspuns, eu îl iubesc din toată inima și îi doresc din toată inima lui și familiei lui și îmi doresc mie și familiei mele și pe pământ și în veșnicie. Nu știam nici cum îl cheamă și nu știam nici cum s-a întâmplat ceea ce se întâmplase. Și acum a trecut în mormântarea și l-am poftit pe omul acesta acasă și am spus și lui același cuvânt. Să se încreadă în tot ce spune cuvântul Domnului, care între altele zice că pentru Dumnezeu toți oamenii sunt vii. El stătea cu capul plecat și zice, niciodată n-am crezut că voi auzi astfel de cuvinte în astfel de împrejurări. L-am încurajat, ne-am rugat, i-am dat și cărți, i-am dat și DVD-uri, nu există sărbătoare să nu ne sunăm și când sunt la București și îl poftesc, iarăși să ne mai rugăm și altele de felul acesta. Este cuvântul Domnului, nu este înțelepciunea sau desăinicia omului. Cuvânt care zice, mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, cum zice mai departe? Pentru toate lucrurile. Și toate lucrurile înseamnă toate lucrurile. Toate lucrurile înseamnă toate lucrurile și înseamnă și așa ceva. Unui prieten foarte bun de-al meu, tot așa, i-a murit soția, nu este că ar fi murit, că moartea nici nu există. Prin moarte omul iese pe ușă și intră pe altă ușă, cum zice și cuvântul Domnului, oricine trăiește și crede în mine,
Nu va muri niciodată, crezi lucrul acest. Și acum e o deosebire esențială între fi credincios și superstițios. Adunările sunt pline, bisericile sunt pline de oameni care cred că cred. Una este să crezi și alta este să crezi că crezi. Când îți este dat să treci prin încercările cele mari, atunci iese la suprafață ceea ce iese cu adevărat în inimă. Și acum la înmormântare, dumnealui cu întreaga familie și aici sicriul și soția sau nu soția, trupul soției acolo în sicriu. Și l-am întrebat, ai mulțumit din toată inima Domnului pentru cancerul soției dumitale? Ai mulțumit din toată inima pentru ziua și pentru ceasul în care Dumnezeu a hotărât să-i sprăvească alergarea pe pământ și să meargă într-un loc mult mai bun? Când mulțumim, suntem în cuvântul Domnului și sub autoritatea sau sub protecția Domnului. Când suntem în afara cuvântului Domnului, nu mai suntem sub protecția Domnului și fel și fel de boli, fel și fel de tulburări, de frământări, de necazuri, de neajunsuri, se năpustesc toate asupra noastră, se năpustește cel rău asupra noastră și e prăpăt. Dacă tot am pomenit-o pe frumoasa mea nevastă, hai să vă spun și pe asta neapărat. Vreo 35-36 de ani în urmă, iată-ne prin îndurarea Domnului într-o biserică, undeva într-un oraș în România, și înainte să mergem la adunare, îmi zice, nu cumva să îndrăznești să spui de la ambon ceva ce nu trăiești tu întâi de toate. Că am să mă ridic și am să strig în gura mare, minte să nu-l ascultați. Vă dați seama ce m-am necăjit eu, dar mi-a dat săpânul mare har să țin gura închisă. N-am spus niciun cuvânt, dar m-am gândit în inima mea, asta să fie încurajare. Și m-am plâns înaintea Domnului și am zis, Doamne, uite, asta și asta și asta și asta. Și Domnul îmi spune, soția ta este cel mai mare dar de binecuvântare pentru tine. Ar trebui să mulțumești necontenit. Ea este în mâna mea, cum este bisuriul în mâna unui chirurg. Mergi într-o parte, mergi într-alta și te înalță oamenii și vai, 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 ce îți mai place. Eu prin soția ta te țin acolo unde ți este locul. Și tot prin soția ta, pentru că ai multă zgură în inimă, ori de câte ori este nevoie, te așezi binișor pe masa de operație, iau bisuriul, tai și curăț. Și m-am pocăit și de acolo mai departe, n-am mai cârtit niciodată și am zis, Doamne, mulțumesc din toată inima pentru acest mare, mare dar de binecuvântare. Vă vorbește și Domnul în această dimineață. Nu fiți iubitori de bani. Bani nu înseamnă doar bani, că înseamnă tot ce înseamnă bani. Aur, mamona și toate celelalte. Mulțumiți-vă cu ce aveți, că cel însuși a zis, nici de cum n-am să te las, cu niciun chip n-am să te părăsesc. Să mulțumești Domnului cu tot ce ai. Băiatul ăsta al meu, Enoch, a avut o perioadă în viață de extraordinară, hai să zic așa, răzvrătiri. Și părinții, iarăși of, 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 și iarăși of, ca orice ce părinți. Și le-am spus, nu descurajați, ci din potrivă, mulțumiți din toată inima Domnului pentru acest mare dar, pentru această mare, mare binecuvântare. Noi primim copii din mâna Domnului ca Domnul să vorbească și să lucreze în copii prin noi. Dar primim copii pentru că Domnul vrea să lucreze în noi prin copiii pe care ne dă. Și sunt fel și fel de încercări, fel și fel de lovituri și așa mai departe. Și le-am spus, nu-l avem doar pe Enoch și în dărădnicia lui am minunată nemaipomenit, îl avem pe Dumnezeu și pe Enoch cu dărădnicia lui. Mă gândesc în inima mea mama rabinului Saul din Tars, cum spunea și preiubitul frate Nicu, când o întâlni-o, o să o întrebăm. Inima ei trebuie să fi fost robită de durere. L-am trimis la școală teologică înaltă
și aud despre el că face prăpăd. Auzi cum sună în Biblie, sufla amenințarea și uciderea. Poate să fie ceva mai grozav decât asta. Și nu trebuie să sufle amenințarea și uciderea și astăzi, că este un drum al Damascului, o lumină minunată și dintr-un holitor, batjocoritor și prigonitor peste măsură de mult, iese un înflăcărat visitor al Evangheliei, cum și fratele ăsta scump al nostru Enoch, că îți vine să-l mănânci. Sau eu de vorbă cu el și nu mai satul să-l aud acum cum vorbești. Înainte, teroare, nu alt. Oricât am încercat să-i spun, uite, asta și asta și asta, nimic, nimic, nimic. Dar mi-era drag că era terorist dintre ăsta, înflăcărat. Că iarăși am gândit în inima mea zilele acestea, spune pastorul Vulmland în închisoare fiind, comuniștii au hotărât să nu lase nici un locșor în inima lor pentru Iisus. Și eu m-am hotărât să nu las nici un locșor în inima mea pentru păcat și pentru toate celelalte grozăvii. Să ne încredem în totul totului tot, în Cel care are toată puterea în cer și pe pământ, o realitate mai puternică decât orice realitate, toate trec, dar El rămâne. Și le-am spus părinților care ajunseseră la disperare, păi cu disperarea aceasta, hai înaintea Domnului. Uite, zic, postez pentru Enoch al nostru, miercuri, vinerea și duminica. Am postit o săptămână, încă o săptămână, în a treia săptămână la jumătate, taxom spune, s-a întâmplat o mare minune. A venit Enoch de sus, plângând. A plâns, a plâns, a plâns, a pus pe genunchi și plângând. A slăvit pe Dumnezeu, pocăindu-se. Părinții s-au așezat și ei pe genunchi, au plâns și ei, s-au bucurat, s-au îmbrățișat și de aici mai departe, lăudat să fie Domn. De-aia trebuie să mulțumim Domnului din toată inima pentru toate lucrurile. A doua zi, Enoch iarăși a venit plângând și tremurând și pocăindu-se și de atunci și părtășii minunate, și cuvânt, și cântări, și rugăciuni, l-am mai luat cu mine la adunare, hai colo, hai colo, după adunare, hai să stăm la sfat. Uite, iau o pizza, mița, cum se zice acolo, ce știu că îi place lui, dar nu trebuie mie asta, când trebuie să-l aud felul în care acum gândești și felul în care acum vorbești. Și când s-a pus problema să meargă în America la școala asta, imediat le-am spus părinților, faceți dosarul, stăm în post înaintea Domnului, primește viză, nu primește viză, el să știe că am făcut tot ce nu s-am putut. Printr-o minune a primit viză, a venit cu două zile după ce a început școala și uită-te la el că ți este mai mare dragul. Mulțumirea cu ce ai. Avem probleme nemaipomenite prin biserici. Tineri cu droguri, cu alcool, tâlhării prin închisori, fel și fel de părinți descurajați și deprimați, eu îi încurajez. Nu blesemați întunericul, și chemați lumina mereu și mereu. Sunt unii prin închisori în România, în Europa, aici în America și le spun părinților, nu descurajați și spuneți-le tot timpul, Domnul te așteaptă, are planuri mari pentru tine și prin tine vrea să-și facă numele de slavă în lumea întreagă. Într-o zi ca Moise, auzi la 80 de ani, vei sluji Domnului pe munte și așa mai departe. Domnul Iisus spune într-o împrejurare specială, într-o împrejurare minunată după bunul lui obicei, profita de orice lucru, de orice se întâmpla, să ne mai aducă un cuvânt din cer. O ceartă între ucenici, care să fie mai mare. Noi vorbim de rău, nu-i arătăm cu degetul, firească Dumnezeu și nu-i judecăm. Toți suntem cât suntem și cum sunt. Și Domnul profită de împrejurare și zice așa, cine dintre voi vrea să fie cel mai mare, să fie slujitorul vostru? Eu vreau să fiu cel mai mare. Cine dintre voi vrea să fie cel dintâi, să vă fie rob? Eu vreau să fiu cel dintâi, lăudat să fie Domn. Dar înainte de asta zice, punând în oglindă, uite împărăția lumii și uite împărăția lui Dumnezeu. Alte valori, alte realități, altă cultură, alte principii, era să zic altă viață. Dar doar în împărăția lui Dumnezeu e adevărata viață, dincolo așa cum este.
Și zice, domnitorii neamurilor domnesc peste ele și mai mari lor le poruncesc cu săpânire. Dar între voi, zice, să nu fie așa. Și auziți cu ce cuvânt de aur încheie, Fiul omului n-a venit ca să-i se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Noi am fost creați pentru o viață de slujire, nu ca să-i manipulăm, să-i controlăm, să-i dominăm sau să-i terorizăm pe cei din jur, că sunt teroriști unimilui, da, și prin familiile noastre și prin biserici, nu doar în Orient sau nu știu unde și așa mai departe. Am fost creați pentru o viață de slujire. Bărbatul a fost creat ca să slujească nevestei, nevasta să slujească bărbatului, împreună să slujească familiei, copiii să slujească familia și așa mai departe. În biserică am fost creat pentru o viață de slujire și în afară, deopotrivă. Când vorbește Biblia despre viața de slujire, are în vedere relația, cum spunem noi, pe verticală cu Dumnezeu, cu cerul, și relația pe orizontală, unul cu celălalt. În felul acesta suntem cu adevărat mulțumitori și recunoscători Domnului când slujim Domnului cu bucurie, cum spunem psalmul cu numărul 100, și ne slujim unii altora în dragoste, cum spune Apostolul Pavel prin Duhul Sfânt în Galateni, capitolul al 5-lea, versetul cu numărul 13. Domnul Iisus este Dumnezeul și Mântuitorul nostru și Domnul Iisus este exemplul nostru suprem, exemplul nostru divin. Iarăși m-am gândit în inima mea zilele acestea, se condorează tot mai mult în bisericile noastre două grupe sau categorii de oameni. Oameni mulțumiți și oameni nemulțumiți. Oameni mulțumitori și oameni nemulțumitori. Și nu o să treacă multă vreme când o să fie un climat groaznic de dezvinare în biserici, cele două categorii sau grupe se vor înfrunta în modul cel mai brutal cu putință. Cum spune în Biblie, fratele își va da fratele la moarte, părinții se vor sfura împotriva copiilor și vor omorâ copiii împotriva părinților și așa mai departe. Și mă gândeam, cum judecăm noi creația și cum îl judecăm noi pe Creatorul nostru? Of, of, of și iarăși of, câte nemulțumiri! Dar de ce m-am născut eu în locul cutare? Dar de ce m-am născut eu în perioada cutare? Dar de ce m-am născut eu în familia cutare? Dar de ce m-am născut eu cu nasul nu știu cum, cu părul nu știu cum, cu ochii nu știu cum, înălțimea nu știu care? Câte și mai câte, câte și mai câte, fel și fel de urăciuni și fel și fel de grozăvi. Avem un prilej minunat și mult binecuvântat. Astăzi să ne pocăim în sac și în cenușă și să-i cerem iertare Săpânului pentru acest răsfăț blestemat și să intrăm într-o permanentă stare de binecuvântare, adică de mulțumire. Îți mulțumesc din toată inima, Doamne, pentru ziua în care m-am născut, ceasul în care m-am născut, familia în care m-am născut, poporul în care m-am născut. Mulțumesc din toată inima pentru felul în care ai hotărât să fiu eu de înalt, de blond, de brunet, de toate. Că astea sunt trecătoare. Să lucrăm la sfințirea omului din interior, că asta este ce rămâne după ce casa asta spământească, trupul acesta de carne, se desface. Mulțumesc din toată inima pentru familia mea, pentru biserica în care mi-ai așezat, pentru serviciul meu, de toate, nevasta mea, soțul meu, copiii mei și așa mai departe. Mai mulți ani în urmă, într-o dimineață, uitându-mă în oglindă, după ce m-am bărbirit, după ce m-am pieptănat, am zis, Doamne, Săpân, cum de nu ți-am mulțumit eu într-una și într-una și din toată inima? Uite că m-am ridicat din așenutul patului, în capul oaselor, uite că văd, uite că aud, pot să vorbesc, mișc mâinile, mișc picioarele, am lițică pricepere, uite, m-am bărbirit, m-am pieptănat, iartă-mă, Săpân. Și mă întâlnesc cu un coleg și spun, uite la ce am meditat eu în această dimineață, uite cu ce am venit eu înaintea Domnului și m-am pocăit, el s-a uitat la mine cum s-a uitat. Peste câteva luni, un
atac de sac cerebral și a paralizat pe partea dreaptă mâna și piciorul. Am fost eu cu nevasta lui să-l scot din spital și și-a adus amin. Vă vorbește Domnul? Din toată inima ne pocăim și de aici mai departe mulțumim tot timpul Domnului pentru orice ce lucru. Măreția unui om vine din actul slujirii. Fii slujitorul tuturor, în asta rezidă adevărata putere, adevărata autoritate. Bărbatul care poruncește cu săpânire nevestei nu-i de la Dumnezeu. Dar nici nevasta care poruncește cu săpânire nu este de la Dumnezeu, că de când cu emanciparea feminină e prăpăd. Rar să mai găsești o femeie care să se ia în ascultare de bărbatul ei în Domnul și așa mai departe. Părinții care poruncesc cu săpânire copiilor nu sunt de la Domnul, nici copiii care poruncesc cu săpânire părinților nu sunt de la Domnul, la adunare cei care poruncesc cu săpânire nu sunt de la Dumnezeu. Poți să poruncești, dar nu cu săpânire, în umilință și cu dragoste. Ție îți poruncesc, fiule, vă dau o poruncă nouă și așa mai departe. Poți să poruncești, dar în dragoste. Când Dumnezeu hotărăște și ne cheamă la aceasta, cea mai mare demnitate și cea mai mare bucurie și împlinire, că se zicea mai devreme, o viață din belșug. O viață din belșug înseamnă o viață cu un conținut bogat, un conținut frumos, un conținut care crește și se dezvoltă mereu și mereu și o viață care merge venind din veșnicie înspre veșnicie. Când eu am citit 36 de ani în urmă scriptura aceasta, m-am mirat și am zis, Doamne, cum adică din belșug? Că până să mă pocăiesc, alergam după parale, acum alerg după tine. Aveam prieteni mulți, acum prietenii au zis, a nebunit și caută să mă aducă pe calea cea bună. Cum o bogăție, belșug? Și zice, prietenii pe care i-ai pierdut sunt floare la ureche, pe când prietenii pe care o să-ți dau eu, suferințele de care vorbești sunt floare la ureche, pe lângă suferințele de care o să-ți fac eu parte. Deci este cel mai important, zice cu mine, pe calea pocăinței, niciodată n-ai să te plictisești. Asta este belșugul despre care vorbește cuvântul Domnului. Cea mai teribilă boală astăzi în lume și mai cu seamă în partea occidentală a lumii este plictiseala, adică un prea plin de tot. Melancolia. Se sinucid oameni din calea fără de bocat și lasă bilet pentru ce s-au sinucit. Specialiștii cercetează, îi zice melancolie. Aveau absolut tot ce le trebuie, omenește vorbind, dar nu l-aveau pe cel care cu adevărat trebuie. Să fim cu foarte multă luare aminte. Pe calea credinței cu Domnul, niciodată nu ne plictisim dacă suntem cu adevărat ai Lui și pe calea care mântuiești. Altfel, este vorbărie goală. Noi putem sluji fără să iubim, dar nimeni nu iubește cu adevărat fără să slujească. Fiul omului n-a venit ca să îi se slujească, ci el să slujească și să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Și a sluji înseamnă cel mai bun mod de a sluji este exemplul personal, ca soț, soție, părinți, în biserică și așa mai departe. Domnul Iisus este modelul nostru suprem. Înainte să vină pe pământ, când s-a pus o întrebare în cer, cine va merge pentru noi, ca să împlinească dorul care este în inima noastră după om, creatura mâinilor noastre, și să împlinească dorul care este în inima omului, după noi și după cer, că Dumnezeu a pus în inima fiecărui om gândul veșniciei. Și după o vreme Domnul Iisus a răspuns, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vin. Și vreau să fac voia ta, Dumnezeu. Și Domnul Iisus știa foarte bine ce este scris în sulul cărții despre El și cu privire la viața ce avea să trăiască pe pământ, om al durerii și obișnuit cu suferința. Luați seama, cei care v-ați lăsat până aici, amăgiți de învățătura aceasta idolatră și diavolească, care se numește Evanghelia prosperității sau Evanghelia pozitivă sau Evanghelia bunei dispoziții și alte urăciuni de felul acest. El știa ce viață urma să trăiască venind pe pământ
și ca fiul al omului, nu doar ca fiul lui Dumnezeu și nu doar ca fiul lui David. Om al durerii și obișnuit cu suferin. Și a fost așa de mulțumit și așa de mulțumitor. S-a născut într-o familie de oameni simpli, de oameni săraci, într-o vreme în care romanii, satrapi, erau peste evrei și se purtau cum se purtau. Și după aceea a avut dreptul cenici pe care el și le-a ales. Și mare minune că a ales astfel de oameni of și arăof, că dacă ar fi ales oameni de excepțional caracter, ne-am fi descurajat și am fi gândit, păi nu să ne aleagă și bine că a ales dintre așa. Mulțumit și iarăși mulțumit și iarăși mulțumit cu toate, cu toate, cu toate lucrurile. Nașterea lui sublimă, copilăria lui sublimă, tinerețea lui sublimă, viața lui sublimă, învățăturile lui sublime și minunile și semnele pe care le-a făcut când era pe pământ și după aceea când s-a înălțat la cer și după ce s-a înălțat. După înviere, nu s-a grăbit repede, repede în cer de-a dreapta Tatălui, ci a venit în mijlocul ucenicilor și ne-a slujit în chip așa de minunat. S-au încuiat în casă de frica iudeilor, nu cumva să îndrăznească cineva să-i judece și să-i vorbească de rău. Asta este singura atitudine practică în astfel de împrejurări. Teroarea s-a declanșat la Ierusalim, erau încuiați în casă de frica iudeilor. A venit în mijlocul lor cu un trup de slavă și ucenicii au înțeles imediat, este un nou început. Nu le-a spus un cuvânt de reproș. Nu le-a spus un cuvânt de judecată și nu le-a spus niciun cuvânt cu privire la necazurile prin care i-a fost dat să treacă patimile cele mari, răstignirea ca atare, după aceea s-a pogorât în locuința morților unde sunt durere, nimic, 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 nimic. Le-a dat cel mai mare dar de care aveau nevoie, pace vouă, le-a arătat mâinile și cu asta sa iarăși pace vouă, suflat peste ei, luați Duh Sfânt și le-a spus cuvinte pe care numai Dumnezeu putea să le spun. Cum a trimis pe mine Tatăl, vă trimis și eu pe voi în lume. Și 40 de zile s-a arătat deseori ucenicilor vorbind cu ei, nici despre ceea ce se întâmplă nu departe de România, nici despre ceea ce se întâmplă în Orient și așa mai departe, și vorbind despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. 40 de zile i-a antrenat și i-a predat. I-a pregătit, le-a predat șafeta Evangheliei. Acum eu mă duc în cer, rămâneți voi. Mâinile mele, picioarele mele, ochii mei, urechile mele, gura mea, inima mea și așa mai departe. 40 de zile vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Suneam unor frați câteva zile în urmă la Atlanta, din biserică în biserică. Ați clădit și ați clădit și ați clădit și ați zidit la case cu nemiluit. Este vremea să vă opriți din nebunia aceasta și de aici mai departe ținta să vă fie căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui. La judecată vom fi judecați pentru aceste două lucruri. Cum am zidit împărăția lui Dumnezeu în noi și cum am zidit împărăția lui Dumnezeu în cei de lângă noi. Înainte să se înalțe la cer din mijlocul nostru, ne-a lăsat făgăduința minunată, vine Duhul Sfânt și o să-mi fiți martori până la marginile pământ. Și nu s-a oprit darul binecuvântat de slujire, pregătește loc pentru cei care îl iubesc pe el și nu se iubesc pe ei și nu-și iubesc viața chiar până la moarte. După aceea zice că mijlocește pentru noi. Mai mult decât atât, suferă împreună cu noi. Nu este să suferință pe care să o avem noi și să ne împărtășească și El, Domnul și Dumnezeul Mântuitorul nostru, împreună cu noi, lăudat și binecuvântat să fie Domnul. Când ne cheamă El stăpânul la o viață de slujire, singura viață care merită cu adevărat numele de viață, El n-are în vedere coeficientul nostru de inteligență, educația noastră, instrucția noastră, El are în vedere devotamentul nostru, dăruirea noastră, caracterul nostru. După aceea pune El în lucrare și celelalte lucruri
care își iau și ele însemnătatea lor. Cerul acționează numai în măsura în care pământul răspunde. Ucenicii până la cincizecime, dăruiți cu totul Domnului, în armonie, în unitate, în așteptare, despre ziua cincizecimii, prin care s-a schimbat pentru totdeauna istoria lumii. O singură precizare, cel din tâi verset în Fapte 2, în ziua cincizecimii erau toți împreună în același loc, în locul pe care l-a hotărât stăpânul, locul de închinare. După aceea, în unitate, în armonie, la picioarele Domnului, înaintea tronului lui de măreție, de milă, de îndurare și de har, la masa bucatelor lui sfinte și neapărat în inima lui. Și de aici mai departe, ucenicii l-au dat să fie Domnul, n-au mai trăit prin ei, n-au mai trăit pentru ei, au trăit darul binecuvântat, jertfirea de sine pentru slava lui Dumnezeu și pentru mântuirea lumii pierdute. Când este vorba despre darul binecuvântat al slujirii, nu este interesat stăpânul de ceea ce facem, ci este interesat întâi de toate cu ce inimă facem ceea ce facem. Orice ce facem, zice, să facem totul spre slava lui Dumnezeu. Amin, fraților? Amin, surorilor? Amin, tinerilor? Amin, copii? Totul înseamnă totul. Și în bucătărie, și în dormitor, și în baie, și în grădină, la biserică, la serviciu, la prăvălie, cu vecinii, totul înseamnă totul pentru slava lui Dumnezeu. Și zice, ca Domnului, și zice, cu toată inima, cu toată inima înseamnă și sensibilitate și plin de izvorul acela de apă vie, izvor de iubire, inimă iubitoare și sensibilă la nevoile celor din jur, că cine dă, lui își dă și cine face, lui își face. Un mare predicator aici în America, nu-i pomenesc numele, că la un moment dat și el s-a amăgit cu această nebunie de inspirație satanică. Vezi, Doamne, comunismul ar aduce paradisul și fericirea printre oameni, de altfel un om deosebit. El spunea prin anii 70, și măturător să fii la New York, dar să fii un măturător de nota 10. Și dacă ar fi să vină cineva din cer sau de pe pământ și să meargă în urma ta, în sectorul pe care l-ai măturat, să zică, aici a măturat unul care cunoaște pe Dumnezeu și care iubește pe Dumnezeu. În România, într-un oraș cu numele Bistrița, o soră minunată a fost la un moment dat mult binecuvântată cu un dar de mare binecuvântare și anume cancer de piele. Au postit, s-au rugat în familie, a postit, s-a rugat și biserica împreună cu dânsul și au umblat din spital în spital, din medic în medic și n-a venit vindecare. Și la un moment dat, un frate, prieten bun cu dânsii din Germania, postind și stând înaintea Domnului pentru această cauză, pune mâna pe telefon, îi sună și îi spune sorei, Domnul mi-a făcut de cunoscut că trebuie să te pocăiești de un păcat foarte mare. Și dacă ai să te pocăiești de păcatul acesta, o să te vindece de cancerul de piele. Care este păcatul de care trebuie să mă pocăiesc? N-ai fost supusă soțului dumitale în dragoste. Sora a început să plângă, s-a pocăit înaintea Domnului și a venit vindecarea de cancer de piele. Mi-a mărturisit mie, eram la dânsi în casă și soțul era la 2 metri distanță. Soțul meu este aici de față și el poate depune mărturie că ceea ce spun este întru totul adevărat. M-am născut într-o familie de oameni temători de Dumnezeu și am văzut din exemplul mamei mele ce înseamnă nevasta să fie supusă bărbatului. Am auzit multe predici la biserică, nevestelor fi supuse bărbaților voștri. Fac o paranteză, dacă predicăm noi, normal că îi dăm înainte cu nevestele. Și la nunta noastră, zice, s-a predicat neveselor, voi să fiți supuse bărbaților. Bărbatul meu este aici și pot să depună mărturie de când ne-am căsătorit. Toată viața i-am fost supus. Deci, zice, este o diferență ca de la cer la pământ. Să-i fi supusă, că așa scrie în Biblie, că așa se predică
și să-i fi supusă în dragoste. Vă vorbesc și Domnul? În ziua aceasta de mare sărbătoare, nu știm dacă ne vom mai vedea vreodată fețele, nu știm ce poate să aducă, nu ziua de mâine, nu știm ce poate să aducă ora următoare și așa mai departe. Să nu fie cuvântul care se vestește astăzi prin harul Domnului în locul acesta pentru nimeni mărturie și osândire în ziua judecății. Nu te uita nici în dreapta, nici în sânga, nici înainte, nici înapoi. Țintă în Sfânta Căpetenie și de săvârșirea credinței noastre care pentru bucuria ce era pusă înainte, a fi sfețuit rușin, suferit crucea și a fi sfețuit rușine când se spune. Astăzi oamenii se rușinează să spună că sunt copiii Domnului, robii Domnului. Cea mai mare calitate, robul Domnului și roaba Domnului. Avram, robul Domnului, Moise, robul meu, David, cel mai mare împărat, robul tău și pormă împărat. Fata aceasta minunată, Fecioara Maria, zice, iată roaba Domnului. Asta era identitatea ei, apostolii, roba lui Hristos Iisus și iarăși roba lui Hristos Iisus. Să-ți fie rușine, să-ți fie că ești prin pocăință, prieten cu cel care a creat lucrurile văzute și nevăzute, asta este ceva grosav, asta este ceva nimeipomenit. De altă parte, sunt oameni a căror fericire crește sau descrește în raport de ceea ce spun cei din jur cu privire la ei și cu privire la ceea ce au făcut. Și de această idolatrie sau tiranie trebuie să ne lepădăm grabnic și cu desăvârșire. Contează numai ceea ce spune Domnul cu privire la noi, ce facem, ce nu facem, ce spunem, ce nu spunem, pentru că asta rămâne și pe pământ și după aceea într-o zi și în ziua veșniciei. Și încă un lucru și încă un lucru, să dați vina pe fratele scump și minunat Arthur, pentru că dumnealui mi-a poruncit și mi-a tras luarea minte să ne vorbești despre slujire și despre însemnătatea slujirii, că ăsta e lucru cel mai important astăzi, ziua recunoștinței, ziua mulțumirii și toate celelalte deopotrivă. Zice că un țăran avea un cal și un bou. Se ajuta cu animalele astea la munci de un fel sau de un altul. Și într-o zi, boul îi spune calului, sunt foarte, foarte, foarte obosit. Hai să ne prefacem că suntem bolnavi, rămânem și noi o zi, două, să ne mai odihnim. Calul îi spune, eu nu pot să-mi las stăpânul singur, este foarte mult de lucru. Dacă tu vrei să te prefaci că ești bolnav, n-ai de când. Boul s-a prefăcut că este bolnav, stăpânul i-a adus nutreți proaspăt, i-a adus grăunțe. Seara când s-au întors de la muncă, întreabă boul calul, cum s-a fost ziua, așa și așa și așa, a spus stăpânul ceva de mine, nu zice, n-a spus nimic. A doua zi iarăși s-a prefăcut bolnav. Seara când s-au întors stăpânul și calul de la truda câmpului, a spus ceva stăpânul de mine, nu zice, n-a spus nimic. Dar pe drumul de întoarcere spre casă, a intrat la măcelar și a stat cam mult de vorbă cu el. Nu știu ce-ar fi vorbit, dar a stat cam mult de vorbă. Iese de râs și nu iese de râs. M-aș bucura din toată inima dacă ar intra un cutremur, o spaimă, o groază sfântă în fiecare din noi, de la mic la mare și de la mare la mic. Este cuvântul Domnului care zice, rob viclean și lene și luaxi și aruncați-l în întunericul de afară. Este cuvântul Domnului care zice, nu fi nepăsător față de darul care este în tine și după aceea zice, înflăcărează darul care este în tine. Noi nu putem fi decât ori așa, ori așa. Este cuvântul Domnului care zice, eu sunt vița, tatăl meu este vierul, voi sunteți mădițeri. Mlădița care aduce roadă, tatăl meu o taie, o curățește ca să aducă mai multă roadă, iar mlădița care se usucă, tatăl meu, o taie și aruncă în foc, cuvântul ăsta este pentru noi. Astăzi în biserici este o îndărădnicie, o obrăznicie și o nepăsare nemaipomenită și nemaiîntâlnită vreodată de-a lungul veacurilor. Care mai de care mai grozav, care mai de care mai folos, care mai de care gândind că le știe pe toate, că în realitate nu știe absolut nimic cum se cade. Ne-am abandonat cea mai importantă slujbă și anume, bărbații în casele lor trebuie să fie preoți și reci, să-și conducă familia în fiecare zi spre Hristos și spre împărăția Lui,
și să-și conducă familiile în lupta aceasta care este pe viață și pe moarte. Două lucrări care sunt mult mai importante decât venirea noastră la adunare. Rugăciunea nu dăiță, intimitatea permanentă cu Domnul și altarele din familie care lipsesc cu desăvârșire. Și este un alt cuvânt pe care ni-l lasă Domnul Iisus într-o împrejurare anume și zice: iar cât despre cei care n-au vrut să împărățesc eu peste ei, aduceți-i încoace și tăiați-i înaintea mea. Este o zi de mare sărbătoare, dar să nu fie o zi de mare sărbătoare cu îmbuibare de mâncare și băutură doar, ci să fie o zi de aleasă sărbătoare cu îmbuibare de mâncare și băutură, sfântă, scumpă, minunată și binecuvântată, cum le-au spus copiii, cuvântul lui Hristos să lucrească din belșug în inimile noastre și din inimile noastre se plece în toate părțile. Nu marea moartă, care e din calea afară chipurile de atrăgătoare, spectaculoasă, ci Galileea, din care să curgă apa aceasta viei care vine din veșnicie, din inima celui preanalt și se întoarce în veșnicie, în care, măsura în care inimile noastre sunt cu adevărat inimi care aparțin Domnului și inimi în care locuiește într-adevăr Domnul Duhul Sfânt. Amin.